în direct de la Chiajna, partida dintre Concordia și CSEA Steaua. Este ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii Secunde. Știm prea bine că Steaua nu are drept de promovare, deși roșii-albaștri merg la TAS, deși speră să-și obțină în instanță dreptul de a promova. Adi Voicu recuperează într-o poziție bună. Voicu pasă și ocazie bună pentru Chiajna! Lulacu! Azdren Lulacu a ajuns albanezul la 34 de ani. S-a întors în România în urmă cu un an și jumătate. Nini Popescu, Nicolae Pârvulescu, Alexandru Cherecheș și Marius Dumitru sunt nume cu, de jucători cu multă experiență și colo și dincolo. Șutul lui Adi Popa, o minge scăpată de portarul Aldescu. Din nou se bate pe jos, este clar o indicație a lui Daniel Oprița. Vine un șut de la distanță, gol! Drăghici înscrie minutul 26, un gol splendid! Ce gol a reușit să dea Ștefan Drăghici! Corner bătut pe jos, respinge un jucător al Chiajnei, avansează câțiva metri și trimite această torpilă la care portarul Aldescu a reacționat târziu. Borța minge înaltă și este gol! 1-1! Un minut a durat avantajul Stelei, înscrie Azdren Lulacu. Minutul 28, s-ar putea să fie și ultima fază a albanezului, îl văd în dureri. Reacție instantanee a Concordiei Chiajna, strânge din dinți albanezul, este 1-1. Beța, Oroian, din nou un balon înalt în careul ilfovenilor și vine un șut care se duce puțin pe lângă. A fost execuția lui Bărbulescu. Ce gol ar fi ieșit încă o dată dacă ar fi prins cadrul porții șutul capitanului Stelei. Minge respinsă de Marc, erau vreo 25 de metri, ce torpilă. Steaua poate pleca pe contraatac. Pasa lui Drăghici pentru Chipirliu, șocolește un adversar, pasa lui Chipirliu îl găsește, nu mai știe cum, pe Buhăescu, ratează însă Vasile Buhăescu. Un contraatac reușit într-un mod straniu, s-au aliniat multe pentru ca Stelei să iasă acest contraatac. În primul rând pasa a ajuns la Chipirliu, acesta a reușit să depășească doi adversari, iar centrarea acestuia l-a găsit pe Buhăescu, aici a terminat însă norocul roșii-albaștrilor. Echipele de pe locurile 5 vor da un baraj, iată o nouă lovitură cu capul a lui Dorin Codrea. Caută un contraatac Chiajna, mingea este la Adi Voicu. Răzvan Matiș, foarte interesant acest Răzvan Matiș, a jucat nemaipomenit în prima repriză Puștiul. Centrare, din lateral, gol! Adi Voicu face 2-1 pentru Concordia Chiajna, întoarce echipa gazdă. Acest meci a fost condusă după reușita lui Drăghici. Ce înseamnă experiența? Adi Voicu marchează al cincilea său gol din acest sezon de Liga a doua.
Foarte frumoasă execuția mijlocașului dreapta. Puteam avea un gol și mai frumos la un șut al lui Bărbulescu. Cer ceva. Jucătorii Stelei se duc aceștia și strică la asistentul lui Sabolc Kovaci. Cred că au cerut un penalti acolo. Minge înaltă. Oh, e Hens. Este Hens. Ceea ce înseamnă că trebuia să fie penalti. Bate Adi Popa. Lovitura de colț și este doar o bară. Ratare uriașă a oaspeților. N-a fost offside. 4 minute s-a arătat de la margine. Minge pe 6 metri. Gol! Este 2-2. În prelungirile partidei reușește Steaua să egaleze. A dat gol Dean Beța. Am avut parte și de o accidentare. Chipirliu s-a lovit de Raul Palmeș. S-au ciocnit cei doi. Steaua reușește să egaleze. După golul lui Adi Voicu din minutul 52, a scăzut intensitatea meciului.